Excesul de sare, zahăr și grăsimi. Văd că nu mai sunt pahare. Mai sunt doar două. Stai acum. Ce gătești? Paste. Aha, bun. Nu s-au gândit și la ideea că băi ăsta nu o să mă mai joace pe... Titul amendă de 50.000 de euro forului european. Meciul într-adevăr s-a pierdut cu 0-3 la Masa Verde, iar următoarele 3 partide de pe teren propriu. Acu e gata, în câteva minute ai fost în răbdare. Masa e gata, nu încă, că e gata acum. Ah, nu e grav, aștept, aștept. Du-te mai bine să-i chem pe copii, între timp. Îi chem când e gata. Auzi? Tu ce știi de Maria și de ăsta, Gabi? Ce să știu? Adică ei când se văd, ce fac? Ce să facă? Păi nu crezi că sunt cam tineri? Tineri să ce? Ce fac ei când sunt singuri în cameră? Nu știu, domnule, lasă-i în pace că-s copii. Păi tocmai că sunt copii. Nu înțeleg ce zici. Tu ai avut vreo discuție cu ea despre sex? Și despre ce riscuri presupune asta? Am avut. Și? Ea ce a zis? Ce anume să zic? Dacă... face sex sau nu cu ăsta, cu Gabi? Nu mi-a zis, dar nu cred că fac ei nimic. Gabi e foarte ok, n-a mai dormit aici. De ce-ți veni? Mă interesează să știu că fata mea e bine și că nu profită vreun derbeteu de ea. Știi cum sunt băieții, mai ales la vârsta asta. Trebuie doamne liniștit, că Gabi e foarte ok. Abia cu bun simț, cu cap pe umeri. Dar cum ar fi să afli într-o zi că fata ta a rămas însărcinată, la 15 ani? Măcar când ai vorbit cu ea, ai spus cum se protejeze? Știe cum să se protejeze. Cred că știu mai multe decât noi. Tu te să-i chem mai bine, că e masă gata. Hai la masă! Venim!
Hai, mamă, de ce ne-a schimbat dacă nu-i pusă masa? Acum e gata, mamă. Pune și tu dacă muri la aia. Atât. Ceva de băut avem? Suc de portocale și cola. Să costornim. Poftim. Scutură-o mai întâi. Trebuie să o scutură înainte să amestece pulpa. A, da. Cumva o lingură când prea mă descurc. Da, Emilia. Poftim. Mulțumesc. Pastele nu se mănâncă cu lingura. Eu așa m-am învățat să le mănânc cu lingura. În Italia numai țăranii mănâncă paste cu lingura. Și la restaurante ți-aduc lingura. Dar și în Italia ți-aduc lingura. Da, pentru turiști. Că i-am nu știu să mănânce decât cu lingura, pastele. Unii mănâncă și cu pâine. Nu? Și? În ce clasă ești? Sunt deodată cu Maria, doar că eu sunt la uman. Mircea oricum nu știe în ce clasă e Maria. E, nu știu, n-a dat admiterea anul trecut, intra nouă. Ia uite, domne, că știe, ce surpriză. La uman? De ce? Așa, nu eram bun la mate, fizică, chimie. Ia uite, Corina, trebuie să dai niște meditații, băiatule. De ce? Lasă-l în pace, oricum nici nu are nevoie de fizică. Da, nici nu fac fizică la uman. Bei niște vin? Hai că bei puțin. Lasă, domne, pace. Sau vrei bere? Am și bere. Nu, mulțumesc. Atunci a vin. Vin. Dar ce v-ați pornit așa, mă? Ce v-ați pornit așa? E doar un pahar cu vin. Doar nu să beau singur. Mi-aduci tu pahare? Tu nu bei? Nu, da, puțin. Încerc și eu. E, na. Bine, dar puțin. Uiți în ochi când ai noroc. Hai încă o dată. Noroc. Și ziceți cu tabăra aia unde era? La Zuga, are Edirii casa acolo și se merge toată clasa. Merge și clasa lui? Doar el merge când merg eu. Și când e? Peste vreo 3 săptămâni, când începe vacanța, adică. Și cât costa? 5 milioane? Da, da, transport, cazare și o masă pe zi. Da. Dar de ce să mergeți la munte și nu la mare? Că doar vine vara. Dar acolo are Diri, casă. Păi ce, să mergeți unde vă zice ea? Dacă voi vreți la mare, de ce să mergeți la munte? Ce să faceți la munte? Că doar nu vă văd făcând drumeții pe acolo. De ce să ne fac? Azi, de ce? Că ea nu merge nici până la școală pe jos de aia. Mai bine mergem la mare, toți trei. Sau la bulgari. Nu, la bulgari mai mișto și mai ieftin, nu? Da. Da, și pe ce cu mașina? Să aveți grijă că se fură mașina bulgari. Nu, n-aș cera, nu se fură. A fost vorme anul trecut și am încercat să-i fure. Au deconectat alarmă tot, dar n-au reușit să o pornesc. Dar au luat-o din ea. Se mai întâmplă. Și am un prieten care și-a găsit geamurile sparte, parbriz tot. Dar mă rog, era la mea și de-aia. La Dinamo, CSKA. A, păi foarte bine l-a făcut la miliție. Ei, vezi că legat bine din amovesti. Eu auzi, de ce nu mă mir? Aia tot a ține cu steaua. Îi ține un rahat, ultimul meci pe care l-a văzut a fost finala aia din 80 ceva.
Barcelona 86. Dar ce acum, dacă nu mă uit la toate meciurile, înseamnă că nu țin cu ea. Oricum, meci ca la cu Barcelona nu se prinde Dinamo niciodată. Nici Steaua nu o să mai prind. Da, dar uite că Steaua joacă an de an în Champions League și a jucat și semifinală de UEFA. Și cum e dat zbloc ce a făcut? S-a făcut de râs. Las că a jucat Dinamo foarte bine cu Pescare aia sau Brutari sau ce era, sau cu Foresta Fălticeni. Și cu Buzăul? Eu nu avem la să creadă ca Dagor. Alemnic când a văzut. Ia țință. Conduce Dinamo pe Foresta cu 4-0. Și mai sunt 5 minute de joc și joacă acasă. Și uite că în 5 minute dă Foresta 5 goluri și câștigă meciul. Este? Cel mai mult mă bucur când crapă porcea ala de neți. Oricum, de cu Becali, mai bine ne bate Foresta. Uite că Becali așa o ieri și analfabet cum i-a băgat bani și echipa joacă în Champions League. Dinamo cu cine joacă? Cu Pescari. S-a întâmplat, nici Steaua n-așca bine mereu. Da, dar uite că Steaua are Champions League, Supercupa, plus o finală în 89 cu Milano. Eu nu înțeleg cum poate să ține cineva cu Dinamo. Orice, mai bine decât cu Becali. Aolea, am putea să dau și parmezan. Mă, cum ați pierdut voi campionatul ăsta, n-am să uit niciodată. Nu m-am bucurat așa mult pentru Urziceni și dacă era Steaua în loc. Plus că v-am cam bătut pe unde v-am prins. Nu ne-ați bătut, a fost egal în Ghencea. Stai să zic că Messi a prins locul 6 și că joacă în Cupa UEFA. Da, și Dinamo unde joacă? Intertoto sau unde? Da, nici măcar nu mai există Intertoto. Păi foarte rău, că aveați și voi o șansă. Bine, eu am plecat. Mulțumesc pentru masă. Haide. Vedem noi anul ăsta. Ne apropiem și la număr de titlu. Mai aveți, băiete, mai aveți. Una pentru masă. Fie de bine. Steaua! 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 Ceea ce mă amuză pe mine este că ăștia au pus sechestru pe surse, deci nu e, n-au zis-o în comunicat oficial, dar au dat-o pe surse, după ce a apărut pe toate posturile, nici n-au negat, nici n-au confirmat. Dar faptul că n-au negat e de fapt o confirmare. Dacă... Ce faci? Mă par castofonul. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Aveți grijă. Unde este poți? Acum. Copiii s-au culcat. Nu mă bag în pat. Vin și eu acum.